Bună ziua, dragi prieteni! Tocmai ce am dat jos și tabla, a venit un prieten și m-a ajutat. Îi mulțumesc pe această cale, dacă vede acest videoclip. Tot de la Bilca am mers, numai că asta este lucios. Nu m-am uitat la garanție, cred că 5 ani este la cea lucioasă, pe când la cea mată este undeva la 10. Am cumpărat materialele cu cei de la Cumperi Ieftin. Așa cum am făcut și înainte, am fost destul de mulțumit de serviciile lor, fără deplasări inutile, plus că mi-a dat tabla la mărimea care am vrut. De obicei, prin magazine nu prea găsesc, ori este prea mare și plătesc un preț în plus pentru o tablă care mai trebuie să o și tai, pe când cei de la Bilca întotdeauna mi-au găsit o soluție. Undeva la 4500 de lei a fost tot ce este aici. Sunt 100 și ceva de metri de tablă, 105 metri. Am luat coame din acestea mari, pentru că, na, mai bine să fie mai mari decât cele mici, să-mi dea cu eroare. 6 și 9 frontoane. În același timp, 3 cutii de șuruburi, sper de data asta să le folosesc. Am primit și un bonus de la ei. Mi-au lăsat ceva lemne, mai sunt și pe aici. Sunt binevenite, acum să vedem în ce le ard. Dar va trebui să mă apuc să schimb tabla. Sunt mai multe chestii de făcut la casa asta. Va trebui să dau jos tot lambriul. Haideți să vedeți de ce trebuie să schimb. Acum vedeți și voi cum arată. N-aș recomanda acest carton. Este adevărat că este pus de 16 ani, dar uitați-vă în ce hal. L-am mai peticit eu pe aici, pe acolo, dar nu se mai poate. Am avut infiltrații de apă. Urma să-l fac anul trecut, dar dacă am început să lucrez la casa aceea, am cam neglijat aici și am destul de mari infiltrațiile. Aici, pe asta care stau eu, a fost schimbată în totalitate. Este tabla nouă, pusă acum tot ceva ani. Aceasta a cedat mai repede pentru că aici bate soarele. De exemplu, dacă ne uităm și pe partea asta altă, unde a fost mai multă umbră datorită nucului, aici situația este mai bunicică. Dacă puteți să evitați genul ăsta de carton, ondulină, cum se spune, ați face bine. Probabil orice altă soluție este mai bună decât asta. Când am făcut-o, din păcate, n-am avut bani. Tabla era mai scumpă acum 16 ani. Nu că acum ar fi ieftină, pentru că și acum s-a scumpit, dar este măcar dura mai mult. Probabil trebuia să renunț la anumite chestii care le-am făcut în casă și trebuia să pun tabla ca lumea de la început. Aici, de jur împrejur, așa arată garajul. Aici este și garajul și pe urmă dă în șosea. Deci asta a fost făcută. Urmează asta și este foarte mult de muncă la interior. Probabil dacă mă sui aici, mă trebuie să mai curăț puțin și dânucul ăsta, pentru că a crescut destul de mult. Nu știu dacă vă dați seama, probabil în filmare, panta este măricică, dar parcă nu este chiar așa mare cum este la casa actuală. Cam asta este, asta o să urmeze în următoarele videoclipuri. M-am pus serios pe această casă, m-am pus serios și prin curte. Am început să curăț și pe aici. Mai am de curățat foarte mult. Uitați și nasul numai de la câini din țar cu dânc aici a putut să scot acolo, pentru că pur și simplu le băga soția mâncare. Ei trăgeau cartoanele și le făceau astea, ambalajele, și le îngropau, le mușcau, le ascundeau prin cotețe. Am dărâmat și cotețul. Aici am strâns în partea asta de aici un maldar serios de lemne, nu știu cât de bine se vede. Acum rămâne să fac rost de niște burlane. Asta să vedem de unde pot să mai tai, sau poate reușesc să mai vând ceva din scule și asta mă va ajuta să îmi duc proiectul la sfârșit.